Slăvit să fie Domnul! Doamne, cât de bine este cu Domnul! Și ce bine este că putem să ne ascundem la crucea Lui! Vă invit cu respect să vă ridicați. Aș vrea să citesc câteva versete din cartea Exodul, capitolul 15, începând cu versetul 19. Exodus chapter 15, starting with verse 19. Cuvântul Domnului spune așa: căci caii lui Faraon, carele și călăreții lui au intrat în mare și Domnul a adus peste ei apele mării, dar copiii lui Israel au mers ca pe uscat prin mijlocul mării. Maria, prorocița, sora lui Aaron, a luat în mână un timpan și toate femeile au venit după ea cu timpane și jucând. Maria răspundea copiilor lui Israel: cântați Domnului, căci și-a arătat slava, a năpustit în mare pe cal și pe călăreț. Moise a pornit pe Israel de la Marea Roșie. Au apucat înspre pustiul Șur și după 3 zile de mers în pustiu n-au găsit apă. Au ajuns la Mara, dar n-au putut să bea apă din Mara pentru că era amară. De aceea locul acela a fost numit Mara, adică amărăciune. Poporul a cârtit împotriva lui Moise, zicând: ce avem să bem? Moise a strigat către Domnul și Domnul i-a arătat un lemn pe care l-a aruncat în apă și apa s-a făcut dulce. Acolo a dat Domnul poporului legi și porunci și acolo l-a pus la încercare. El a zis: dacă vei asculta cu luarea minte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu nici una din bolile cu care am lovit pe egipteni. Căci eu sunt Domnul care te vindecă. Până aici cuvântul Domnului. Vă invit să reocupați locurile. Știți că cu toții avem ceva în comun. Ne-am confruntat, ne confruntăm și ne vom confrunta cu dezamăgire și cu amărăciune în calea noastră pe pământ. Nu există excepții la regula aceasta. Dumnezeu nu este surprins de nicio circumstanță și de nicio criză prin care am trecut noi, prin care trecem noi sau prin care vom trece. Și Dumnezeu are întotdeauna un cuvânt, un răspuns, o soluție la problema sau la criza cu care ne confruntăm noi. Și aș vrea în această dimineață să vorbim despre ce să faci când te confrunți cu amărăciune, cu care ne confruntăm sau ne vom confrunta. Acum, nouă ne plac victoriile. Ne plac mesajele de biruință. Și textul care l-am citit în această dimineață a început cu o biruință mare. Ne place să citim lucrurile acestea, să ne uităm la ele, să le trăim și să ne ajute Domnul să trăim aceste mari victorii. Și cred că toți care suntem aici am trăit victorii mari în viața noastră. Victoriile mari însă ne pregătesc de multe ori pentru teste mari, pentru momente de criză. Cred că când biserica aceasta era în momentele de glorie, da? Cele mai înălțătoare. S-a gândit cineva că o să vină și vremuri de furtună? Că diavolul o să vină să atace biserica? Parcă nu ne gândim la lucrurile acestea. Faraon cu toată armata lui a intrat în mare. Poporul lui Israel a văzut cum Domnul a acoperit cu apele acelea mari pe toată armata lui Faraon. A văzut cum Domnul a deschis marea aceea. Au văzut cum au trecut, ei au experimentat lucrul acesta. Au trecut pe uscat prin mijlocul mării. Și văzându-se pe partea cealaltă, știți ce vedeau? Pe partea cealaltă a fost robia. Am scăpat de robie.
Pe partea cealaltă erau biciurile lui Faraon, nu? Care ne puneau la muncă. Am scăpat de lucrurile acelea. Am scăpat de încercări. Și cred că se uitau înainte, știți ce vedeau? Țara unde curge lapte și miere. Binecuvântările lui Dumnezeu, promisiunile lui Dumnezeu, care toate erau adevărate. Israel credea că a scăpat de robie, de Faraon, de adâncul mării și credeau că au scăpat de încercări. Poporul anticipa succes și binecuvântare. Și cam așa se întâmplă cu fiecare din noi, nu? Poporul Domnului nu era pregătit pentru testul care urma de la apele mari. De cele mai multe ori, testele cele mai mari vin după victoriile cele mai mari, care le avem noi. Israel a trăit un extaz spiritual și dezamăgirea vine la doar 3 zile. După cântările acelea, unde au jucat, au cântat, au răspuns, au trăit momente de victorie, la 3 zile a urmat total altceva. Și așa se întâmplă în viața noastră. Venim la Domnul și ne mântuiește Domnul, ne bucurăm de mântuirea Lui, ne așteptăm la doar de bine. Ne botează Domnul cu Duhul Sfânt, trăim experiența aceasta, culmi spirituale, nu din viața unui frate penticostal, cum am spune noi. Și credem că tot așa o să fie. Ne-am căsătorit și de acum urmează doar fericire. Am terminat școala. Doamne, nu mai trebuie să stau până la 1 dimineața să învăț pentru examenele. De acum o să fie ușor. Și ne lovește realitatea. Am fost promovați în slujire. Și așteptăm și noi ca poporul Israel doar de bine. Israel nu era pregătit pentru acest test și reacția poporului când au ajuns la această apă amare, știți care a fost? Au cârtit. Imaginați-vă aproximativ 3 milioane de oameni care cu 3 zile în urmă au cântat de bucurie. Și acum toți în afară de Moise cârtesc și murmură și se aude așa ca un vuiet. Ați trăit experiențele acestea în Biserica Domnului? După victorii mari, după biruințe mari, după cântări de laudă să se audă cârtire, murmurare, în familia dumneavoastră, la job, la slujire. Cuvântul Domnului vrea să ne spună în această dimineață că după victoriile mari, să fim pregătiți pentru teste mari. Întrebarea nu este dacă vom trece prin astfel de teste, ci mai degrabă când vom trece. Și datoria noastră la fiecare este să fim pregătiți pentru aceasta. Știți că testul acesta de la Mara, care înseamnă amărăciune, era în programul lui Dumnezeu pentru poporul Israel. Parcă pare de neconceput. Cum să-i conducă Domnul pe acolo? Da, chiar Domnul. Domnul era cu ei, prezent în stâlpul de foc, stâlpul de nor, și îi conducea. Drumul pe la Mara nu era o coincidență, ci era pus acolo intenționat de Dumnezeu, pentru că locul acesta, la Mara, are un scop pentru fiecare din noi. Care era scopul lui Dumnezeu pentru poporul Israel? Știți că Israel avea deficiențe de caracter de care ei însuși nu erau conștienți? Ei și-au imaginat că ei erau loiali Domnului, după așa victorie, după așa biruință, după ce au văzut cea mai puternică armată de pe fața pământului să fie terminată împreună cu Faraon și ei erau cu Dumnezeu. Se imaginau, Domnul a făcut poate toate lucrurile astea pentru că erau credincioși. Erau defecte în caracterul lor de care ei nu erau conștienți.
Nu erau conștienți de lipsa lor de credință în Dumnezeu, cât de limitată era credința lor. Nu erau conștienți de tendința lor de a cârti. Nu erau conștienți de dependența lor de om și nu de Dumnezeu. Spune că poporul a cârtit împotriva lui Moise, zicând, ce avem să beau? Oamenii aceștia nu s-au dus la Dumnezeu cu problema lor. Când au avut o problemă, s-au dus la om, care scoate ceva la iveală. Ei vedeau soluția la un om și nu la Dumnezeu. Își puneau încrederea în om, nu în Dumnezeu. Cu ani în urmă, cred că sunt vreo 10-15 ani, nu știu dacă am spus lucrul acesta aici, eram în Modesto pe vremea aceea și am trăit momente din acelea de glorie spirituală, cum fiecare de aici cred că am trăit. Veneam acasă de la servici și după ce mâncam aveam un timp de părtășie cu Domnul și, Doamne, a fost un timp atât de minunat, unde eram conștient de prezența Domnului, erau lacrimi, era bucurie, mă bucuram cu Domnul și în bucuria aceea am făcut Domnului rugăciune. Doamne, dacă mai ai ceva de schimbat la mine, te rog să-mi arăți. Mi se pare acum atât de naivă. Dacă mai ai ceva de schimbat. Fraților, Domnul mai are de schimbat la fiecare din noi până în momentul când punem mâinile pe piept. La fiecare din noi. Dacă ne-ar arăta Domnul toate deficiențele noastre de caracter, toate lucrurile care încă nu sunt ok cu noi, ne-am colapsat dintr-o dată. Nu am mai avea nicio credință când am venit în rugăciune. Slavă Domnului că El ne acoperă cu neprihănirea Lui și că tot ce face pentru noi face în numele Domnului Iisus Hristos și nu meritele noastre. Dar Domnul mi-a răspuns la rugăciune. A doua zi eram la servici și una din asistente m-a supărat foarte tare. Și momentul acela am reacționat. Am pus-o in her place, imediat. Și am realizat imediat că am reacționat în fire, pentru că a atins în mândria mea. Și am fost atât de dezamăgit. Și am zis, Doamne, ce o să se întâmple cu timpul acesta de rugăciune care l-am eu cu Tine? Îmi imaginam că Domnul nu o să mai fie prezent acolo, nu o să mai am aceeași bucurie. Cine știe cât o să dureze? 2-3 săptămâni, 2-3 luni. Mi-a stricat toată ziua. Și când să plec de la servici, m-am urcat în mașină, știu exact locul unde eram, pe Olive Street, să merg spre casă, am auzit o întrebare în mintea mea. Nu te-ai rugat tu ieri să-ți arăt dacă mai am ceva de schimbat? Și am răspuns, da. Și atunci m-a întrebat a doua întrebare. Și atunci, de ce ești așa de supărat? Și am realizat în momentul acela, Doamne, dar Tu nu ești supărat pe mine. Păi nu e supărat pe mine, că El știa deficiența asta, eu aveam dinainte. Fraților, sunt lucruri în viața noastră de care noi nu suntem conștienți. Și de multe ori nu avem maturitatea ca să poate să ne le arate Dumnezeu. De multe ori avem tendința să credem că Domnul ne primește pentru că noi suntem așa de credincioși și de loiali. Și dacă ne arată vreo deficiență, noi ne colapsăm, că atunci cum mai mă primește Dumnezeu? Prin meritele Domnului Iisus Hristos. Dar deficiențele acestea din viața noastră trebuie corectate. Pentru ca Duhul Domnului să poată să curgă în noi și prin noi la lumea din jur. Ca să poată să ne ridice Domnul la standardul acela de care are El nevoie pentru chemarea care o are pentru fiecare din noi. Sunt lucruri în viața noastră de care nu suntem conștienți. Avem blind spots, cum spun americanii. Punctul mort, care nu-l vezi. Și Domnul trebuie să ne-l arate. Am învățat mai multe de lecții de acestea. A fost un om lider spiritual, pot să spun, în viața mea, la care am ținut așa de mult. Și n-am realizat că mi-am făcut legături de suflet. Și când te legi de un om, nu mai poți să fii imparțial. Deja începi să vezi doar punctul lui de vedere. Deja dușmanii lui devin dușmanii tăi. Îți pierzi balanța, îți pierzi independența. Și a îngăduit Domnul ca omul acela să mă dezamăgească și, Doamne, cât m-a durut! Acum realizez
Și el era doar om. Dar mă bucur pentru încercarea aceea, pentru că am văzut legăturile acestea de suflet nu sunt bune. Este bine să avem prieteni, este bine să ne iubim ca și frații, dar noi avem nevoie să ne păstrăm independența, balanța, să fim nepărtunitori, ca Duhul Sfânt să poată să lucreze în noi și prin noi. Domnul ne trece prin locuri de încercare pentru că vrea să ne învețe ceva, pentru că vrea să ne arate anumite lucruri. La Mara, când ne confruntăm cu dezamăgire și cu amărăciune, sunt două opțiuni. Să cârtim, să murmurăm, care scoate la iveală necredință de la noi, care scoate la iveală că noi avem planuri care sunt independente de Dumnezeu, că viața noastră, că noi nu suntem pe cruce cu adevărat. Sau putem să reacționăm, să acționăm, să ne rugăm, cum a făcut robul Domnului. Mi-aduc aminte când, după ce am lucrat 4 ani în stomatologie, am vrut să merg la specializare și m-am imaginat eu că dacă merg la Orthodontex, acolo ar fi cel mai fain pentru mine. Și Domnul mi-a închis ușa și n-am intrat. Pentru prima dată în viața mea am cârtit și am murmurat și am dat drumul la gură. Instant, la câteva secunde, am realizat că am făcut o mare greșeală. Dar până în acele momente eu nu credeam că eu sunt capabil să cârtesc și să murmur înaintea Domnului. De multe ori nu știm ce se ascunde în noi și nu realizăm cât de adânc și-a pus rădăcini păcatul acesta adamic în viața noastră. Drumul care îl are Domnul pentru fiecare din noi trece pe la Mara, trece prin dezamăgire și trece prin amărăciune, fără excepții. Fii pregătit pentru acele momente. Fii pregătit să te confrunți cu lucrurile acestea. Pentru că testul de la Mara are ca scop una din motivele pe care ne trece Domnul pe acolo, să scoate la iveală lucruri de care noi nu suntem conștienți. Apoi, Dumnezeu revelează soluția la problema, la criza cu care te confrunți atunci când noi reacționăm corect. Și vedem de la Moise, reacția lui Moise, o reacție corectă. Moise a strigat către Domnul și Domnul i-a arătat un lemn pe care l-a aruncat în apă și apa s-a făcut dulce. Doamne, cât de frumos și cât de simplu! Ai ajuns la amărăciune, ai ajuns la dezamăgire, nu știi ce să faci. Tendința firească este să murmuri, să cârtești, să fii supărat, să cazi în depresie. Omul lui Dumnezeu a simțit toate aceste tendințe, dar prin decizie a făcut ceva diferit. A venit la Domnul. A spus, Doamne, nu știu ce să fac, nu știu care e soluția. Dar știu că soluția este la tine. Este oare vreun lucru prea greu pentru Domnul? Există vreo situație, vreun diagnostic, vreo problemă, vreo criză la care Domnul să nu aibă un cuvânt? Știți cum noi ne imaginăm că Domnul are soluții de rezolvare pentru toți? La noi nu suntem siguri. La problema noastră. Și când omul lui Dumnezeu vine la Domnul și se roagă în smerenie, Doamne, am nevoie de o soluție, am nevoie să-mi arăți ce trebuie să fac. Domnul i-a arătat acolo un lemn pe care Moise trebuia să-l arunce în apa aceea amară. Aș vrea să spun că la problema ta există cu adevărat o soluție. Ceea ce ai nevoie și ce am nevoie la criză este de revelație din partea Domnului. Revelația aceasta nu este născută din mintea noastră, nu este după gândirea noastră. Este ceva care este supranatural, care vine de la Dumnezeu. Și Dumnezeu are o soluție pentru fiecare din noi. Ne va arăta Domnul ceva, ne va cere ceva ca să facem în acele momente. Iar actul acela al credinței va dezlega minunea. Domnul avea pregătit la Mara un lemn care era ascuns de ochii naturali, de ochii firești. Un om firesc nu poate să vadă soluția lui Dumnezeu, vede doar dezastru, intră logică. Am ajuns aici,
Suntem de 3 zile pe drum, am terminat rezervele de apă, suntem în mijlocul pustiului. Logic, normal, omenesc, aici murim. Știți că Domnul nu a fost deloc surprins, El a condus acolo, avea totul pregătit. Aș vrea să spun că la problema ta, Domnul are totul pregătit. El nu este surprins absolut deloc. Dar Moise a trebuit să ia lemnul acela și să-l arunce în apă. Și în mod normal spui, ce poate să facă un lemn dacă l-arunci în apă? Lemnul nu are nicio proprietate să vindece apa aceea. Nu, într-adevăr. Ci este actul credinței în ascultare de Dumnezeu care dezleagă minunea. Și pentru că Moise a ascultat de Dumnezeu, a făcut ceea ce nu era logic, ceea ce din punct de vedere omenesc nu era rezonabil deloc, în ascultare de Dumnezeu, să zic, Doamne, Tu vrei să fac lucrurile acestea, eu îl fac. Momentul când el a intrat în ascultare la porunca Domnului, la cuvântul Lui, momentul acela s-a dezlegat minunea și apele acele au fost făcute dulci. Știți că când Elisei a vindecat apele rele din ținutul Ierihonului, sarea aceea nu a vindecat apa? A fost ascultarea de Dumnezeu la revelația care a arătat-o Domnul. Când moartea era în oală, de la verdețurile acelea otrăvite, din nou, când omul lui Dumnezeu a venit la Dumnezeu, Dumnezeu i-a arătat soluția, aruncă făină în oală. Nu făina aceea a scos o travă, ci actul credinței. Așa să spun în această dimineață, ritualul nu te vindecă. Actul credinței care vine prin ritual te vindecă. Ascultare de cuvântul Domnului, când tu faci un pas în direcția care ți-a cerut-o Domnul, actul acesta de a intra în credință este ceea ce dezleagă minunile lui Dumnezeu în viața noastră. Dumnezeu vrea să ne reveleze soluția la problema noastră și așteaptă de la noi să acționăm corect, să venim cu rugăciune și cu smerenie înaintea Lui. Dumnezeu ne trece pe la Mara pentru că are un scop specific, o țintă, care El vrea să o atingă în viața noastră și în caracterul nostru. Ascultați ce scrie Apostolul Iacov. Iacov 1, versetul 2 la 4. Și spune așa, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, pe la Mara, în pustiu. Ca unii care știți, ar trebui să știm lucrul acesta, că încercarea credinței voastre, credința noastră în amărăciunea prin care trecem va fi încercată, va fi pusă la test. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Să știți că mă uitam câteodată la oameni care se ridicau pe scenă. Veneau dintr-o dată, îi vedeai în față, cântăreți, predicatori. Se ridica așa dintr-o dată și eram atât de impresionat de carisma lor, de lucrurile. Și știți ce am observat? Că multe din aceste stele care apar dintr-o dată, ca shooting star, dispar tot atât de repede. Se ridică iute, dar când vine necazul, încercarea dispar de pe scenă. Și am ajuns acum să apreciez altceva. Oamenii care după ani și ani de zile au rămas consistenți în slujire. Oameni care încă predică Evanghelia după 10 ani de zile și după toate atacurile vrăjmașului, stau credincioși la slujbă. Cântăreți, dirijori care n-au dirijat un an, ci ani de zile stau constanți acolo și am realizat că cel mai greu lucru este perseverența și răbdarea. Și nu putem să fim întregi, nu putem să fim ceea ce vrea Domnul de la noi, fără să avem ingredientul acesta în viața noastră. Israel avea o nevoie acută, le era sete. Imaginați-vă pe poporul Israel că vin după 3 zile, rezervele lor sunt aproape toate goale și văd în față ceva care este clește.
văd apă. Îmi imaginez că au început să dea drumul la lucrurile și să alerge să se arunce în apă. Apoi imaginați-vă dezamăgirea lor când au gustat din apa aceea și n-au putut să bea din ea. Și să știți că se întâmplă lucrul acesta. Nu? Vede momentul căsătoriei, sclipește în față. Aleargă. Și când dă de primul necaz, vin cu bucurie să slujească Domnului. Și când vine primul conflict, prima neînțelegere în biserică, prima amărăciune, fug. Și vreau să te întreb în această dimineață, ce faci tu la problema ta care este acută, la dezamăgirea cu care te confrunți? Ce faci tu când sclipirea rezolvării s-a transformat în amărăciune? Acționezi? Murmurare sau rugăciune? Să știți că răbdarea nu este un dar. Cred că dacă le întrebați pe fratele Lazar, o să vă spună treaba aceasta. Răbdarea nu este un dar. Răbdarea se învață, știți cum? Răbdând. Știți că smerenia este o decizie? Ne putem spune, eu sunt mai smerit, eu sunt mai... Nu, smerenia este o decizie. Noi decidem dacă vrem să fim smeriți. Noi decidem dacă vrem să fim răbdători. Cum? Răbdând. Cum să fim smeriți? Smerindu-ne, o decizie. Și apoi când răbdarea aceasta și-a făcut rolul în viața noastră, ne calificăm pentru promisiunile lui Dumnezeu, pentru binecuvântările care le are El pregătite pentru noi. Să știți că în societatea noastră există o mentalitate de instant gratification. Împlinire instantă, nu? Drive through everything, oriunde, ca să nu ai de așteptat. Dacă ai nevoie, există instant coffee. Și orez și oatmeal și ce vrei, nu mai trebuie să aștepți 15 minute. Este făcut ca la un minut după ce l-ai pus în apă să-ți rezolve situația. Nu-i tot așa și cu Dumnezeu. Venim cu mentalitatea aceasta și ne gândim că așa o să fie în biserică. Sau așa o să fie în viața noastră. Instant. Ne-am rugat, o să fie răspunsul imediat. Câteodată, slavă Domnului, așa este. Dar de multe ori Domnul vede că avem nevoie de răbdare și să învățăm răbdarea. Dar de ce nu se schimbă Dumnezeu? De ce nu vine și El în mentalitatea aceasta modernă care avem noi de instant gratification? Pentru că Domnul tot ce face de la început este perfect. Căile Lui nu pot să fie îmbunătățite. Tot ce face El este desăvârșit. Nu poți să adaugi ceva sau să scazi ceva. Ce face din start este perfect. La El n-are cum să fie îmbunătățit. Și atunci rolul nostru este să ne adaptăm noi la căile lui Dumnezeu, decât să încercăm să-L facem pe Domnul să dea după căile noastre. Domnul avea mari binecuvântări pregătite pentru Israel. Dar Israel trebuia să se califice pentru aceste binecuvântări. Urmau să fie cetăți întărite, uriași. Urmea să fie o prosperitate extraordinară. Ei aveau nevoie de un caracter care să poată să ducă aceste binecuvântări. Știi că Domnul are binecuvântări și planuri mari pentru fiecare persoană care este aici. Și ne întrebăm, ok, de ce nu văd lucrurile acestea în viața mea? De cele mai multe ori încă nu suntem pregătiți pentru greutatea binecuvântărilor. Poate că Domnul vrea să te binecuvinteze financiar, dar încă nu ai caracterul ca să ai mulți bani. Te-ar dărâma. Te-ai depărtat de Domnul. Poate ai vrea să slujești și ți-a dat Domnul o chemare să slujești pe Domnul într-o anumită capacitate în biserică și încă nu s-a deschis ușa. Știi că poate încă nu ești pregătit. Iosif i-a dat Domnul o chemare și a spus, mare, Iosif, tu ai să fii un om extraordinar de mare. Ce a urmat? Școala, pregătirea, groapa, vânzarea, trădarea, învinuirea pe nedrept. De ce? Pentru că caracterul lui Iosif trebuia să fie întărit, că atunci când urma să fie the second most powerful person on earth,
cel mai mare după Faraon, să poată să ducă acea responsabilitate și așa putere. Moise a simțit chemarea lui Dumnezeu, că el trebuia să scoată pe Israel din Egipt. Ce a urmat? Noi am zice, victorie, glorie. No, pustiul, amărăciunea, pregătirea, școala pentru binecuvântările lui Dumnezeu. David a fost uns împărat și ne-am gândit, urmează tronul. Ce a urmat? Pustiul, amărăciunea, școala, pregătirea pentru binecuvântările lui Dumnezeu. Știi că binecuvântările și promisiunile lui Dumnezeu pentru tine sunt adevărate, chiar dacă încă nu le-ai văzut împlinite? Sunt adevărate, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Tot atâta de adevărată este școala de care avem fiecare din noi nevoie pentru a intra în posesia binecuvântărilor lui Dumnezeu. Soluția la problema noastră este ascusă în lemnul crucii Domnului Iisus Hristos. La fiecare din noi. Spune că Domnul i-a arătat lui Moise un lemn care era o preombrire a crucii Domnului Iisus Hristos. Moise a luat lemnul acela, l-a aruncat în amărăciunea care era înaintea lui și Domnul a prefăcut apa aceea în dulce. La amărăciunea noastră, jertfa Domnului Iisus Hristos este valabilă. În această dimineață putem să luăm jertfa Domnului Iisus Hristos, crucea Lui, și să o punem în amărăciunea noastră. Ceva o să se întâmple. Chiar dacă din punct de vedere natural încă nu vedem nicio schimbare, în inima noastră spiritual putem să gustăm deja din apa dulce. În ciuda necazului, în ciuda pustiului, soluția este ascunsă în Hristos. Păi, în ultimul rând, scopul cel mai înalt al încercării, al amărăciunii, este ca să ne aducă mai aproape de Domnul. Ascultați ce spune Domnul, tot în cartea Exodul, capitolul 19, cu versetul 4. Și Domnul îi spune lui Israel, ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine, adică în pustiu, la mara, în amărăciune. Căile lui sunt așa de diferite de căile noastre. Cuvântul Domnului spune, știm că toate lucrurile, inclusiv amărăciunea, lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Știți că noi ne obișnim atâta de repede cu starea de căldicel? Dacă nu am nicio problemă, finanțele merg bine, totul merge excelent, există o tendință în fiecare din noi să ne mulțumim cu starea noastră spirituală de căldicel. Asta este o realitate. Suntem mulțumiți, devenim foarte comozi, chiar și atunci când suntem într-o stare de mediocritate spirituală. Oh, it's okay. Și face Domnul ceva. Momentele acelea ne cheamă în pustiu. Ca să ne rezolve problema noastră. Spune cuvântul Domnului Osia, capitolul 2, cu versetul 14. Despre Israel și despre fiecare din noi. De aceea, iată, o voi ademeni pe Israel și pe noi și o voi aduce în pustiu și voi vorbi pe placul inimii ei. Acolo, în pustiu, la amărăciune, îi voi da iarăși viile și valea Acor eu voi preface într-o ușă de nădejde. Și acolo, în pustiu, va cânta ca în vremea tinereții ei și ca în ziua când s-a suit din țara Egiptului. În ziua aceea, a amărăciunii, zice Domnul, îmi vei zice bărbatul meu și nu-mi vei mai zice stăpânul meu. În alte cuvinte, Domnul spune, când ne trece prin momente de acestea, se întâmplă ceva cu inima noastră, devine din nou sensibilă pentru Domnul. Dacă îl slujim pe Domnul din obligație, ca și stăpân, și bine este că Domnul este stăpân, Domnul vrea ca prin încercare să descoperim inima Lui, să ne îndrăgostim din nou de Domnul. Să venim la Domnul și să facem lucruri pentru Domnul, să ne rugăm, să postim, să slujim, dar să slujim din dragoste, să slujim din pasiune pentru El. Domnul să ne ajute pe fiecare din noi, ca la momentele acestea de criză, să venim la El. Să știți că
Mara, amărăciunea, nu era un destin pentru Israel, era doar un popas unde Domnul avea de rezolvat niște probleme. Aș vrea să spun că amărăciunea din viața ta nu este un destin. Este doar un popas unde Domnul vrea să te dezbrace de anumite lucruri, să te îmbrace cu alte lucruri. Este un popas unde inima noastră trebuie să fie sensibilizată, să ne îndrăgostim din nou de Domnul, ca să-L slujim. Pentru că Domnul are în plan pe fiecare din noi să ne ducă în Canaanul nostru, în promisiunea care o are pentru fiecare din noi. Să ne ajute Domnul pe toți să intrăm victorioși în planul care îl are Domnul pentru noi. Amin.